La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Haideți să ascultăm prima dintre melodiile pe care mi le-ați recomandat, Vama. Uite, se și potrivește. În țara în care m-am născut? Da, eu sunt fan. Nu știu dacă ai voie să zic, dar cred că ai voie. Da, sunt fan Vama ce... Veche și Tudor Chirilă. Îmi plac foarte mult melodiile lor, în special versurile. Și au avut un concert, cred că în 2004 sau 2003, dacă nu mă înșel, la Sighișoara. Am fost cu niște colegi de la Sibiu și lansaseră atunci melodia aceea cu Nu ne mai trageți pe dreapta. Da. Și când s-a terminat concertul, printre cei care eram acolo era și un polițist. Și săracul, tot drumul până la Sibiu, noi cântam Nu ne mai trageți pe dreapta. Și a fost foarte... N-a avut ce face, că era cu noi în mașină. Deci chiar îmi plac melodiile și când eram la Bruxelles, da, înainte de a merge la audieri, cum mă pregăteam, chiar piesa asta am ascultat-o și mi-a dat o stare foarte, foarte bună, m-a energizat. Haideți să ascultăm și noi atunci. La radio cu Andreea Esca.